Abia am răsuflat ușurați că am scăpat de valul COVID, dar a venit valul virozelor. Asta pentru că nu mai suntem obligați să purtăm mască. Mulți au ajuns chiar la spital, iar cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii cu boli cronice. Medicii recomandă purtarea măștii în continuare în spațiile închise și aglomerație. Medicii spun că este o consecință a renunțării prea devreme la măsurile de protecție. Un factor important cu siguranță este absența măștii. În condițiile în care nu mai avem măsurile care să prevină infectarea cu SARS-CoV-2, este clar că celelalte virusuri, fie că vorbim de gripă sau de răceala obișnuită, vor fi cu o frecvență mult mai mare. Eu încă port masca în locuri închise, așa cum s-a dat ordonanța. Deci dumneavoastră încă vă protejați? Păi mă protejez, sigur. Că e normal să mă protejez. Așa este, da, deci specialiștii, dar specialiștii care sunt specialiști, nu cei care apar pe la televizoare și își dau cu părerea. Da. Ar trebui să purtăm în continuare masca de protecție? Da, în spațiile aglomerate, în magazine, în săli de spectacole, deci în spații închise și aglomerate ar trebui purtat în continuare. Și pentru cei în vârstă cu boli cronice și pentru copii, virozele pot fi extrem de periculoase. Protecția se realizează tot cu ajutorul măștii și cu respectarea acestor măsuri de igienă personală. Specialiștii afirmă că de când am renunțat la restricții și la măști, este un val de viroze în România. Ce părere aveți dumneavoastră? Da, păi aș și spus azi dimineața la televizor, în câteva țări deja a apărut din nou iar COVID-ul. E pericol cu totuși. N-a dispărut COVID-ul. Că n-ar mai fi care declară bolnavi, decedați. În fiecare zi arată pe bandă jos la un post de televiziune cât s-au îmbolnăvit și cât s-au decedați. Deci totul există COVID-ul, da? Observ totodată că dumneavoastră încă purtați masca de protecție. Port așa și pentru, în caz de răceală, zic mai... Sau dacă mă merg în piață, este este o hotărâre că în locurile publice, în piață, la cinematograf, la casa, la teatru, aici am fost la teatru, nu e obligatoriu, dar eu port mască. Deci vreau să vă protejați în continuare. Da, fără discuții. Specialiștii recomandă ca la primele simptome pacienții să meargă la medic și să evite automedicația. Însă, sfatul nu este urmat de toată lumea. Medicii avertizează că este abia începutul. În săptămâna 28 februarie, 6 martie, la nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute a fost de peste 47.000, cu 6% mai mare decât cel înregistrat anul trecut în aceeași perioadă.